Cum ai trăit tu din afară meciul cu Voluntari? L-am trăit ciudat și eu, ca să fiu sincer. Am fost în tribună și aveam o liniște așa până la golul de 2-2. Aveam o liniște, nu știu de ce. Eram relaxat. Probabil făcusem saună sau nu știu ce înainte de meci și eram relaxat în tribună. Apoi după golul de 2-2 am zis, bă, e bun și egalul în condițiile în care am jucat în 10 mai tot meciul. Și apoi la 3-2 am început să zic că ăla nu a alergat, ăla nu-i bun. Ca cum spunem toți, mintea a început să caute vinovați. Devine și mai dificil meciul de la Botoșani în aceste condiții? Da, devine dificil, adică ultimele 3 etape acum devin dificile. Din 3 meciuri cred că trebuie să luăm minim 4 puncte ca să fim siguri că vom fi salvați fără baraj. Și acum, clar, fiecare meci va fi extrem de important. Ne-am făcut-o cu mâna noastră. Ideea e că puteam să avem un final de campionat mai liniștit. Dar în același timp, ăsta e fotbal, ăsta e viața, nu? Poate să apară, știu, haosul în viața noastră și mintea noastră în fiecare moment, chiar și când e liniște. Dar cred că datoria e de a aduce liniștea înapoi. Există vreo echipă în Liga 1 care să nu aibă oscilații? Poate în prima parte a clasamentului, da? Ideea e că și play-out-ul și play-off-ul... Noi am legat niște meciuri, cred că în ultimele 11 meciuri, înainte de meciul Voluntar, aveam vreo 8 victorii și cupa și campionatul, adică pentru echipă de nivelul nostru de play-out, să ai 8 victorii, nu știu, ar trebui să fii mai sus, dar faptul că punctele se înjumătățesc, nu mai contează ce ai făcut înainte, ci contează doar play-out-ul sau play-off-ul. Cred că asta e un minus pentru echipele care joacă un sistem de așa natură și dacă ești în play-off, ok, cum a fost CFR-ul până acum cu buget enorm și făcea diferențe de puncte, înțeleg treaba asta, dar în play-out unde echipele cam de același nivel, de același buget, să mai le tai și punctele, mi se pare că anulezi munca din sezonul regular. Dar asta e, nu mai trebuie să ne mai plângem de treaba asta. Până la urmă și ăsta e și nivelul nostru, mă gândeam după meci. Deci ce, când am avut posibilitatea să facem un pas mai sus, mereu nu l-am făcut și am luat el de la capăt. Dar asta e nivelul nostru. Aici suntem și trebuie să jucăm la nivelul nostru în acest moment. Nu, nici CFR-ul nu prea mai câștigă. Da, nici nu mai este echipa care era în anii trecuți, aveau foarte mulți jucători și pe bancă de rezerve, acum s-a schimbat puțin situația, dar de treaba lor nu mă privește pe mine, mă privește doar să ne salvăm noi de la retrogradarea și prin baraj, adică să nu mai jucăm nici barajul și să facem o bucurie prin Cupa României, știu, ne jucăm șansa și acolo. La baraj toată lumea vorbește de un scenariu horror cu Dinamo. Fluge, iarăși. Dar ar fi, se repetă istoria. Ar fi ciudat, dar nu vreau să mă gândesc la baraj, dar ideea e că atunci când ajungi acolo, chiar dacă acum pare și toată lumea spune că e diferență foarte mare între Liga 1 și Liga 2, mai mare decât era în anii trecuți, poate întâmpla orice. Nu știu, ține minte un baraj când s-a promovat Oradea sau nu știu cine a dat gol, cum chema, un atacant de după aia, am văzut că putea să mănânce gratis în oraș și Bihor au promovat în prima ligă. E orice e posibil. Un atacant care a dat multe goluri prin Liga 1, dar nu mai știu cum cheamă. Te gândești și la finala cupei sau nu e timp pentru asta? Mă gândesc la următorul meci, chiar dacă e un clișeu și spui așa doar ca să spui, dar acum chiar nu putem să ne gândim la finala cupei, pentru că m-am și zis înainte de semifinală. Devine important meciul cu UTA sau devine important meciul cu UTA din semifinală doar dacă noi eram salvați la retrogradare. Așa cum e important, clar, să ne salvăm și apoi să jucăm finala, pentru că avem un scenariu în minte cu Bucluj, când am jucat finala, eram la Steaua și eram în Liga 2, nu cred că ar vrea nimeni. Și dacă e Cupa României să duci în Liga 2, Doamne ferește, nici vreau să mă gândesc la asta. Domnul Sabo spunea că poate cel de la Botoșani nu e de totul sau nimic, dar cel cu Chidia de acasă cu siguranță e. Da, într-adevăr, dacă nu vom bate la Botoșani, trebuie să batem neapărat Chindia ca să fim siguri că ne salvăm. Dar în același timp, UTA a câștigat aseară, o să joace cu Mioveni, unde cred că nu o să mai pună problema de puncte. Dacă o să-i bate și pe FC Argeș, un scenariu cu UTA care joacă ultimul meci acasă, unde sunt foarte puternici, cu Craiova, asta înseamnă că trebuie să luăm minim 4 puncte noi ca să ne salvăm. Deci va fi greu. Cu orice meci și cel de la Sibiu e posibil să joace la fel, cu una din echipe care câștigă să joace, să salveze și alta joace baraj. Va fi o nebunie, dar trebuie să ne gândim doar la noi și să dăm meci pe viață și pe moarte, că nu mai avem ce face.
Voi ați discutat în vestiar, ați avut o ședință, voi între voi jucătorii? Noi vorbim așa, avem un grup ok, nu sunt probleme de genul ăsta. Și meciul cu Voluntari, acum sincer, au fost la primele minute pe care noi iar le începem relaxat sau, eu știu, într-o stare așa de lentoare. Dar apoi, eu n-am mai văzut în fotbal de mult timp, sau nu știu dacă am văzut vreodată o echipă în 10 oameni să joace, nu știu, să întoarcă rezultatul de la 1-0 să facă 2-1, pentru mine a fost ceva incredibil, adică au făcut un efort fantastic. Dar asta au fost minutele de final, unde probabil după atâta oboseală, atâta mingi în careu, de ajuns o greșeală să facă și e gol. Din nou ai fost desemnat jucătorul lunii aprilie. Da, am mai zis-o asta cu premiile, gâdele, știu, ego-ul ăla ți-l face puțin așa de te crezi mai bun decât ești, dar îți doar niște premii și rămân premii, pentru că acum meciul următor joci prost, dar nu zic, probabil lumea o zic din, mamă, trebuie să ce modeste sau, dar chiar așa e, adică dacă următorul meci luăm bătaie pe la Botoșani și că am prost, o să arunci și premiul ăla de la cupă și de premiile, o să fie în zadar tot. Trebuie să luăm de la început în fiecare zi, să uiți, eu știu, istoria personală, pentru că nu te mai ajută cu nimic. Dacă vrei fi în continuare în prezentul ăsta de fotbalist sau antrenor sau mai știu eu ce. Și văzusem și Guardiola a zis același lucru, cum se pare monstru ca antrenor. Și pierzi două meciuri, mai contează istoria și că ai câștigat tu sau mori și familia într-o lună nu mai știe de tine. Asta e viața. Totuși, ca să luăm sezonul ăsta concret, cum e pentru un jucător cu experiența și cu CV-ul tău totodată să se gândească, și sunt mulți în vestiarul vostru, să se gândească că salvarea de la retrogradare e iată mai importantă decât un trofeu. Că e vorba de un trofeu și într-o anumită perioadă a carierei tale era obișnuit să zicem doar cu trofei, chiar dacă poate exagerez un pic. Păi asta e situația. Când am venit aici m-am gândit. Nu o să luăm campionatul când am venit, mai ales că am schimbat și foarte mulți antrenori, foarte mulți jucători. Și mă gândeam că va fi o luptă pentru salvarea de la retrogradare. Trofeul, acum faptul că putem juca pentru trofeu e un plus pentru noi, adică mi se pare o performanță mare, nu? Și am jucat într-o grupă cu CFR Cluj, cu Rapid, cu Farul și ne-am calificat mai departe, am bătut la Sibiu în deplasare. Chiar mi se pare o performanță foarte greu de atins, să joci o finală de cupă la nivelul nostru. Și în același timp, da, e frustrant că trebuie să joci și pentru rămânerea în prima ligă, dar asta e fotbal și dacă va fi, Doamne ferește, să mergem la baraj, trebuie să jucăm și acolo cu același gând prezent în momentul ăla. Nu, aoleu, de ce am ajuns la baraj sau noi jucăm final la cupe, jucăm baraj sau toate nebunile astea. Pentru că nu ne vor ajuta, dar eu am speranța că ne vom salva. La viitorul tău te-ai gândit? Pentru că am citit o felul de articole, va că te întorci pe la CSV, va? Sincer nu m-am gândit acum, adică nu mă gândesc nici acum. Au apărut, dar n-a fost nimic, adică am mai spus că am început să vorbesc cu meme după foarte mult timp și asta mă bucur foarte mult. Persoana care a făcut multe pentru mine și n-a fost vorba de nicio ofertă, de absolut nimic. N-am vorbit cu alte echipe. Ba din contră, acum câteva zile m-au întrebat oamenii de aici dacă credeau și ei că am semnat cu altcineva. Am zis că n-am semnat cu nimeni și vedem, să ne salvăm de la retrogradare și apoi putem să vorbim, pentru că așa vorbim, eu știu, și vorbim degeaba. Sunt jucători care sunt excelenti sub genul ăsta de presiune pe care aveți și voi, ți-ți place? Nu știu dacă sunt chiar excelent, adică asta cu excelent e probabil de simți când joci pentru campionat, dar nu, nici acolo nu te simți excelent, dar ideea e că, da, după atâta experiență pentru jucători, după atâtea meciuri pentru jucători cu experiență, această presiune e mai diminuată, nu mai simți ca, nu știu, să ai picioarele, să nu poți să mergi pe teren. Dar avem și jucători care sunt tineri sau care nu au jucat la un nivel de presiune foarte mare și pentru ei nu cred că ar fi un avantaj neapărat. Dar nu știu ce să zic. Vreau doar să ne salvăm la retrogradare, nu vreau să mă gândesc la presiunea asta. Dar clar nu va fi ușor. Toată lumea va da război la fiecare meci. Botoșani acasă e foarte bună, toate echipele. Chindia va veni aici la fel. Și ultimul meci și Hermann Stahl, așa că și acolo toate meciurile sunt grele. E un clișeu adevărat. Pentru tine e frustrant faptul că dacă veți câștiga cupa, nu veți putea juca în Europa? Nu, mă mai certam cu Nistor, el a zis, băi, noi jucăm pentru salarii de la retrogradare și vezi, jucăm în Europa. Nu știu, mi se pare că un club trebuie să crească progresiv, așa, să aibă și lot pentru Europa și să facă toate lucrurile cum trebuie. Pentru că mă gândesc și la un scenariu în care noi am luat cupa și puteam jucăm în Europa. Și începeam, nu știu, preliminarele, primul meci în joci la început, n-aveai nici lotul făcut, nici mai multe dea peste cap. Ok, dacă construiești o echipă care poate face ceva în Europa, cred că ar fi un plus. Dar așa, cred că ar trebui prima dată să se stabilizeze clubul în Liga 1, să aibă câțiva ani de,
și să fie mai ușor și apoi se poate gândi și la obiectivă mai mărețe, pentru că dacă n-ai baza aia, nu știu, vorbeam și cu soția într-o zi sau ieri, dacă n-ai baza aia de la început să fie solidă, când ajungi acolo zici tu că e bun prezentul, dar te macină puțin din spate și așa a fost și fotbalul și în România, cluburi care au ajuns așa forțate în față și apoi desfințare, Liga 4 și toate nebunile. Deci cred că trebuie să creștem normal. Mulțumesc.